cuvântul imediat, dar la telefon este Georgiana, exact da, 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 fata pentru care acest băiat, Marian, a primit condamnare cu suspendare la trafic de minori. Fiți atenți aici. Georgiana, bună seara! Bună seara, doamna Mirela! Georgiana, spune-ne în ce relație ai fost cu Marian Angel, ce s-a întâmplat? Ce relație, doamna, a fost? A fost că tot la fel, m-a luat și m-a amintat că mă iei din soția lui, Constantin soția lui, după aia m-a luat și m-a dat la produs, el așa a învățat să facă bani, i-a murit tatăl, m-am judecat cu el, am fost la poliție la Băcani, am dat declarații, am fost la Zorleni, am dat declarații, mi-am dat avocat din oficiu, lui el și-a plătit avocat cu părinții lui. Georgiana, câți ani aveai tu când el a spus că s-a îndrăgostit de tine? Și aveam 16 ani, m-a lăsat gravidă, am un copil de pe urma lui. 16 ani. Și da, tu spui că te-a dus la produs. Tu te-ai dus la poliție să spui lucrul ăsta? Am dat, doamne, declarații la poliție, la Băcan, la Zorleni, am ajuns la Vaslui și nu s-a rezolvat nimic, nici în ziua de astăzi. Cum îți explici că el a luat cu suspendare, deși cum tu adică ai... Nu s-a... Stați puțin, că e grav. Cum adică nu s-a rezolvat nimic? Păi nu s-a rezolvat, domnul avocat, deși cauză, pentru că eu am avut bani și s-a plătit avocat, mi-am dat avocat bun, dar nu, nu la această plângere și la această faptă a primit condamnarea cu suspendare? Venească cu suspendare. Eu știam că era bușcărie la și mi-a făcut el mea și cât s-a bătut joc de mine. Eram gravid cu copilul și m-a bătut de mai picioarele în burtă la el acasă, pe terasă. Dar de ce a fost la trafic cu minori încadrat? Dar și Georgiana, și la viol. Dar tu ai spus despre infracțiunea de proxenetism și adică el că te-a dus la produs la 16 ani? Ai spus da, poliției? Da, am spus, doamne. Este declarație dată prisitor și la Băcan și la Zolen și la Vaslui. Dar dumneavoastră ați fost violată? Nu, nu a fost violată. El a fost dată de el la produs. Că dacă nu mă dușeam, mă bătea din suna creierii în cap. Știi, toți zorleniu, cred că. Dar dumneavoastră, doamna, aveți un copil acum cu el în baza unei relații consimțite? Da, am un copil cu el care nici măcar nu știe câți ani are și nici măcar nu știe cum îl cheamă, dacă îl întrebați. Dar dumneavoastră ați fost de acord cu raportul respectiv, da? Nu, domnule, nu, nu, n-am fost de acord. Și de ce nu l-ați reclamat pentru viol atunci? Păi cum de ce l-am reclamat? Păi el de ce mă bătea și mă dă de la viol? Eu păi nu, de ce n-ai reclamat că te-a violat? Doamara. Păi am reclamat, doamne, este declarații date peste tot. Mă scuzați deci... că vă da, întrerup două secunde, dar i-a întrebat-o pe persoana respectivă, Georgiana, când am mers la muncă eu în Germania, în timp ce era în relații cu mine bune, cât timp am plecat eu la lucru, când m-am trezit și când am venit la lucru, ea deja era însărcinată sau când a născut, m-am dus și am cerut testul de paternitate să văd dacă e copilul meu și totul am primit numai rezultate negative, că nu vrea și nu vrea, că e copilul ei. Auzi, Gio, dar spune-mi, deci, te rog, Marian, dar tu ce lucrai? Ce lucrai tu fix în Germania? În Germania. Vă spun eu, doamnă, ce lucra în Germania. Ce lucra? Lucra la furat în Germania. Vă spun eu și lucra, că eram acolo când furat. Construcții. Evident, clădirile au un mare rol în orice activitate. Deci asta e totul aneu. Eu întreb așa și este o întrebare cât se poate de normală. Cum de, Marian, cum de ești liber? Eu atâta vreau să întreb. Deci tu ai violat o fată, ai dus-o la produs, mai violezi o fată, mama știe, poliția se face că n-ai violat totul, că a violat-o frate-su de 15 ani ca să nu mai facă nimeni pușcărie, tu ești liber și vorbești cu noi la televizor. La ora asta, eu vreau atâta să întreb, cum de ești liber? Cu permisiunea dumneavoastră vă răspund eu și apoi vă răspund eu. Te rog, te rog, Daniel. N-a violat pe nimeni. Cum? N-a violat deja pe nimeni. Deja ești avocatul lui. Avocatul lui în mod categoric n-a violat pe nimeni. Deci înseamnă că este un cer de o promiscuitate ieșită din comun în contextul în care domnișoara Georgiana a spus, a recunoscut de fapt că acel raport nu a fost forțat, ci consimțit. Dar asta s-a întâmplat la Georgiana, dar aici e altă speță, Daniel. La această speță, doamna din platou știa faptul că între fica dumneai ei, deci zici că mama făcea trafic de persoane, adică din fereastră, din cadru, da, pentru respectatori, da, erau prieteni dinainte, de aceea am pus și întrebarea respectivă dacă se cunoșteau și ați răspuns că nu. Aici nu vă cred nici în ruptul capului. Se știau și dumneavoastră știați că se